Hello! Bine ați revenit la mine pe canal! După cum ați văzut deja și din titlu, astăzi vreau să testez împreună cu voi niște mostre de parfumuri, evident, de la un brand care se numește Amouage. Și am aici o cutiuță cu 12 mostre. Așa arată cutiuța, foarte drăguță, foarte elegantă. Se închide magnetic. Nu pot să vă arăt acum pentru că greu. M-am chinuit să scot aceste mostre și totuși am 12 la număr. Și da, dar ca idee, cutia este foarte faină. Se închide magnetic, la fel ca, din ce am înțeles, toate parfumurile lor. Ceea ce e un detaliu foarte, foarte interesant. Și da, le-am luat de la Notino, le-am testat deja în prealabil o singură dată. De aceea am deja o oarecare părere, să zicem, despre acest brand. Bun, deci am văzut eu brandul Amouage. Am făcut eu acum un pic de cercetări, ceea ce nu am știut până acum, că de fapt este un brand creat în Asia. Și de cumva se simte în el amprenta orientală, într-o țară numită Oman, din ce am văzut, da. Și da, se simte că au foarte multe note grele, orientale. Clar, este un brand de nișă mai dificil din punctul meu de vedere. Cel puțin acum când le-am testat, clar mi-am dat seama că nu sunt pe placul oricui. Plus că sunt și destul de costisitoare. Bun, și o să încep cu primul de aici, care se numește Honor. Așa. A, nu v-am zis, toate parfumurile mele sunt pentru femei, dar sunt și unele unisex, din ce am văzut eu, dar kitul este marketat ca fiind pentru femei. Deci prima mostră este Honor, nu știu dacă se vede acolo la voi, dar eu o să încerc să vă arăt și la mine pe tabletă cum arată parfumul. Acesta este Honor în sticlă albă. Bun, acesta mi l-am aplicat deja pe mână înainte să filmez videoclipul, așa că pot să-l simt direct pe pielea mea. Clar este un floral alb, verde. Oarecum spre săpunos, aș putea să zic, destul de greu și el, pentru, din ce am văzut, parcă avea ceva notă de tămâie. Și da, se simte acolo, se simte că are o bază ceva mai grea. E un parfum interesant, lansat în 2021, dar e floral alb, după cum spuneam. Are flori albe, are iasomie, are tuberoză. Ceva note verzi și combinat cu o bază lemnoasă, un pic de tot în stil oriental și ceva tămâios se simte acolo. Haideți să vedem ce note are. În vârf are rubarbă, piper, coriandru și se simte oarecum condimentat, un floral alb condimentat, se simte coriandru. În mijloc are gardenie, tuberoză, iasomie, lăcrămioare și garoafă, iar în bază are ambră, tămâie, opoponax, vetiver și pielărie. Wow! Da, baza clar e destul de grea, e ierboasă, e puternic. Da, ce pot să zic? Interesant, parfumul într-adevăr, nu pot să zic că îmi displace, dar clar este un parfum destul de puternic, destul de greu. Și clar că un sian și o persistență destul de mare din ce am văzut eu. Pe total îmi place acesta, primul Honor, nu e rău, dar nu știu dacă chiar l-aș cumpăra, cel puțin în momentul de față. Bun, continuăm, că avem destul de multe, totuși 12 sample-uri. Următorul este Dia. Așa. Ce îmi place este că mostrele vin în sticlă, de sticlă nu sunt în plastic. Da.
interesant este și Dia. Dia, când l-a mirosit din start și iarăși se simte foarte bine mirosul la atomizor. Știu că la alte mostre, de exemplu la cele din plastic, nu prea se simte, trebuie neapărat să-l pulverizez. În schimb, la acestea se simte foarte, foarte bine și foarte puternic mirosul la atomizor direct. Dia, când l-am mirosit din start, m-a dus cu gândul la un parfum pe care eu l-am. Și anume, m-a dus cu gândul la Noa de la Cacharel. Da, este un Noa de la Cacharel, clar, mai de nișă. Pentru că este și el foarte moscat, un floral alb puternic, tot așa cu o bază destul de grea, probabil tot ceva tămâie, fum, ceva în zona aceea. Dar asta clar simt la el, pe Noa de la Cacharel. Nu pot să zic că îmi place foarte mult, deși eu l-am. Și rar sunt de acele momente în care pot să zic că am chef de el. Deși nu e un parfum rău, dar da, nu este în stilul meu neapărat. Bun, deci Dia a fost lansat în 2002, de fapt, creat de către Jean-Claude Elena. Am mai auzit de acest creator, parcă mi se pare că a creat și, și parfumul ceva de designer, nu știu sigur, dar cu siguranță că am mai auzit de acest creator. În vârf are aldehide, ciclama, frunze de violetă, salvie, bergamot, smochină, tahon. Ăsta are destul de multe note. Da, pot să zic că îl simt oarecum aldehidic. Și greu așa, dar spre curat, spre săpunos. Pentru că așa simt și pe Noa de la Cacharel, cu foarte mult mosc. În mijloc avem bujor, ulei de trandafir turcesc, rădăcină de stânjenel, floare de portocal și floare de piersic, iar în bază mosc alb, heliotrop, lemn de santal, tămâie, cedru, vanilie și lemn de guaiac. Da, la fel și acesta are o bază destul de grea, dar și se simte un pic cremos și pudrat, datorită santalului și datorită... Da, ziceam de violetă, nu? Și heliotrop de asemenea. Pudrat și cremos, ceva pe acolo un pic se simte. Interesant și Dia. Nu pot să zic că îmi displace total, dar la fel nu este nici el pe stilul meu. Dar de persistat, persistă și ăsta. Și are și siaj toate, de fapt. Pot să vă zic din start că toate sunt foarte puternice, au un siaj demențial și o persistență enormă, clar. Bun, trecem la următorul care se numește Epic. La fel zic ei că ar fi pentru femei. Da, am uitat să vă arăt Dia imediat. Dia arată așa, cu sticla maronie. Iar Epic are sticla verde. Da, Epic clar îl simt diferit de cele două de mai devreme. Dacă acele erau florale albe, săpunoase, moscate, acesta clar îl simt foarte condimentat. Da, asta clar este și un floral condimentat puternic tare. Acesta îl asociez cu unul de la Jo Malone care mie nu-mi place, și anume cu Pomegranate de la Jo Malone. Eu am o copie după Jo Malone Pomegranate de la Jenny Glow, tot așa se numește Pomegranate. Sper că cel de la Jo Malone așa e denumirea lui, dar cel de la Jenny Glow nu îmi place absolut deloc și l-am mirosit și pe cel de la Jo Malone și la fel nu îmi place. Este un puternic foarte, foarte condimentat. Da, și foarte aromatic, la fel îl simt și pe el în stil oriental, puternic, fumuriu, așa, dark. Da, zic ei că a fi o ambră floral de damă lansată în 2009 și are în vârf chimion, scorțișoară, oleandru roz, care pare să fie o floare ceva,
În mijlocare trandafir de damasc, ceai, mușcată, iasomie, iar în bază lemn de agar sau ud. Deci se pare că e un parfum cu trandafir și ud. Da. Paciuli, da, se simte și paciuli puternic, olibanum, ambră, lemn de santal, lemn de coiac, vanilie, rășină de stânjenel și mosc. Eu nu prea simt prea mult acea vanilie, deși se simte ceva un pic dulceag, dar clar se simte puternic, se simte, acum că am văzut că are ud, da, se simte clar. Da, se pare că acesta este un trandafir cu ud, ceva mult mai condimentat decât un trandafir cu ud normal. Ceea ce nu pot să zic că îmi place. Nu este prea pe lacul meu, deși v-am zis, se simt că sunt niște parfumuri foarte frumoase, foarte bine realizate. Se simte că sunt de nișă, clar, nu sunt absolut deloc mainstream. Dar nu prea sunt pe gustul meu. La fel și el. Sia și persistență, wow! Bun, mai departe, continuăm cu Reflection Woman, se pare. Acesta arată așa. Sper că se vede la voi. Ok, acesta mi-a plăcut ceva mai mult. Da. Deși mi-e cunoscut oarecum mirosul lui. E și acesta un floral alb, foarte interesant, verde și lemnos cumva în același timp. E interesant. Și da, am văzut și pe Fragrantica că ar fi asemănat cu Be Delicious de la DKNY pe care eu l-am avut. Și da, oarecum, da, pot să zic că și pe mine clar m-a dus cu gândul la acel parfum. Nu, acela clar nu este o clonă după acesta sau invers, mă rog, dar are ceva de acolo, acea prospețime, acele note verzi. Știu că acela avea măr verde și castravete, acesta nu, din câte am văzut, nu are măr verde. Dar nu știu, notele lui, acelea verzi, te pot, se simte că cumva au ceva în comun. Bun. Deci, acest Reflection Woman a fost lansat în 2007, creat de către Maryse Roussel și are în vârf note verzi, frezie și da, pot să zic că simt acea notă de freze pentru că simt o floare ușor dulceagă acolo. Și da, frezia pentru mine este o floare mai dulce. Are violetă de apă în mijloc, magnolie și iasomie, iar în bază cedru, lemn de santal și ambră. Da, pot să zic că acesta îmi place un pic mai mult, cel puțin dacă ar fi să compar cu Epic, clar, îmi place mai mult. Și la fel și el, persistă, are siaj, clar, e interesant ce pot să zic, dar nu cred că mi l-aș lua, cel puțin în momentul de față. Bun, continuăm cu următorul care se numește Port Royal. Port Royal? Așa, Port Royal arată așa și acesta, acesta este un floral cu tabac și da, se simte destul de puternic tabacul din el, destul de aromat și un pic dulceag. Da, e foarte interesant. Da, e un tabac, dar clar, nu un tabac dulce, mai degrabă un tabac care merge pe partea florală. Lansat în 2019, creat de către Annick Menardo. Să știți că nu-mi displace, chiar e foarte frumos. Nu știu dacă chiar l-aș purta, dar e interesant. Are în vârf iasomie, tutun, vanilie și în bază are elemi. O să vedeți că mai urmează încă un alt parfum cu tabac, care pot să zic că îmi place ceva mai mult pentru că merge pe partea mai dulceagă. Dar e interesant și acesta. Da, interesant ce pot să zic. La fel se simte și el foarte puternic. Pe toate le-am testat pe piele, să știți. Și toate persistă foarte, foarte bine.
și au și proiecție. Bun, și următorul. De acesta și de Honor, practic am fost cea mai curioasă dintre toate. Oarecum, pentru astea două pot să zic că mi-am și comandat acest kit de pe Notino, deși, desigur că vreau să văd și celelalte cu miros. Și acum, următorul este vorba despre Sunshine. Am auzit destul de des, vorbindu-se în online, despre Sunshine, mai ales în afară, la noi nu prea. Asta e la fel și el, nu miroase cu absolut nimic. Nu mai mirosit nimic asemănător. Nu știu cu ce aș putea să-l aseamăn. Miroase oarecum solar optimist, dar are și el cumva o bază destul de grea. Da, e lemnos, e aromatic. Sticla arată așa, e cu galben. Ok, Sunshine, lansat în 2014 și are în vârf migdale, coacăze negre pelin, în mijloc osmantus, vanilie, magnolie și iasomie, iar în bază tutun alb, papirus, ienupăr și paciuli. Da, e și un floral, într-adevăr. Dar la fel, v-am zis, nu știu cu ce să-l asemăn. Îmi place și în același timp mi se pare ciudățel. Ăsta clar este un parfum care, nu știu, nu, părerea mea este că nu prea ai cum să-l placi din prima. Trebuie să-i dai timp, clar. Dar e interesant și din ce am văzut, este pe placul unor persoane. Sunt persoane care îl detestă și sunt persoane care îl iubesc. Chiar persoane care l-au luat blind și le-au plăcut. Ok, mai departe. Eu v-am zis, îmi place, dar mai am nevoie de timp cu el, clar, trebuie să-l mai testez. Și momentan nu știu dacă mi l-aș dori neapărat în colecție. Mai departe, următorul este Enclave, nu știu exact cum se citește. Arată așa și este unisex. E un albăstriu, așa. Oh, Doamne, da. Ăsta clar îl simt mai mult în zona de masculin. Simt ceva miros din acela albastru. Știți parfumurile acelea tipice masculine care miros a albastru? E bine, simt ceva de acolo. Într-adevăr, nu foarte mult, pentru că simt și o parte feminină în el totuși. E destul de ambrat, cumva aromatic, condimentat, nu știu dacă e. Da, e și floral, evident, dar e condimentat. Simt ceva cunoscut în el, nu pot să pun mâna să zic ce e acel ceva. Poate anumite note pe care le mai am și în alte parfumuri. Da, haideți să vedem. Deci, lansat în 2020, creat de către Julien Rascuinet și are în vârf mentă aromată, cardamom, ok, scorțișoară și piper roz. Da, într-adevăr se simte foarte bine cardamomul și oarecum și scorțișoara. Și cred că nota aceea de cardamom, cumva eu îl asociez cu alte parfumuri din colecția mea care au cardamom. Acum nu pot să vă zic un exemplu, dar da, clar se simte foarte bine acea notă de cardamom. În mijlocare, olibanum, patchouli, vetiver și trandafir. Da, se simte destul de ierbos. Și în bază, amber, extrem, pielărie și labdanum. Da, se simte și în aceasta o bază ceva mai întunecată, dar nu la fel de puternică cum, de exemplu, a fost la Epic. Interesant și el. Nu mi l-aș lua, nu mi se pare că mi s-ar potrivi, cel puțin în momentul de față, dar e un parfum clar interesant și cu personalitate. Bun, următorul.
Așa, avem aici Crimson Rock, care arată așa. Ok, haideți să vedem cum miroase acesta. Wow, acesta e foarte, foarte puternic, foarte oriental, condimentat, dar și dulce în același timp. Îl simt condimentat, dulceag. Un dulce miros. Da. Deci Crimson Rock, lansat în 2020 și are în vârf scorțișoară și piper roz și da, se simte scorțișoara, dar face un pic cremos să fie. În mijloc are miere și trandafir, iar în bază stejar, cedru de atlas și vetiver. Da. E un condimentat miros pe o bază lemnoasă. Și se simte și un miros ierbos acolo, datorită vetiverului. Interesant, puternic. Da, nu pot să zic că îmi displace, acesta mi se pare chiar foarte interesant. Dar în același timp destul de greu, mi se pare clar un parfum de seară. La o ținută așa mai, la 4 ace. Da, clar. Destul de greu și puternic. Ok, mai departe, următorul se numește Ashor. Habar n-am dacă pronunț bine. Așa arată, are o sticlă, un alb crem. Asta e foarte interesant, miroase a flori albe, dar se simte cremos cumva. Cremos și destul de condimentat și el. Da, pudrățel așa cumva. Cred că are ceva violetă, așa pare. Ok. Ashor. Da, lansat în 2020. Și are și el în vârf piper roz, cardamom și curcuma. Da. Se simte și în acesta nota de cardamom. În mijloc, iasomie, sambac, note solare și trandafir, iar în bază, ambergris, lemn de santal și olibanum. Da, pe acesta eu îl asociez oarecum cu clasic de la Jean Paul Gaultier și cu Gucci Bloom de la Gucci. Foarte interesant, pot să zic că clar că îmi place, dar avându-le pe acelea, nu știu dacă mi-aș dori neapărat un parfum de nișă cu un miros asemănător. Dar pe total e frumos, asta chiar îmi place. Pentru că mie îmi place foarte mult clasic și asta seamănă oricum, nu vă gândiți că acela ar fi un dup după acesta nici într-un caz, dar sunt cam în aceeași zonă și pot să zic că clar că îmi place. Bun, următorul. Avem aici iarăși unul care nu prea știu cum se pronunță. Meander. Meander. Oricum o să vă las în descriere toate denumirile ca să le vedeți acolo. Meander. Se pare că e unisex și așa arată. Sticla aceasta diferită. Ok, haideți să vedem și acesta. Acesta îl simt lemnos. Pământul, într-adevăr, se simte mai mult în zona de masculin. Dar prospețel așa cumva și destul de pudrat îl simt. Lansat în 2020 și avem ca note în vârf olibanum, semințe de morcov, piper roz, piper negru, în mijloc iris, ulei cipriol sau nagarmota, ok, narcisă și trandafir, iar în bază lemn de santal, olibanum și vetiver. Asta clar e un parfum destul de masculin pentru gustul meu, clar. Destul de condimentat și ierbos, clar. Se simte destul de puternic, acel vetiver mi se pare că duce destul de mult în zona de masculin. Dar simt și destul de mult acel lemn de santal. Cumva îl face să fie cremos și pudrat în același timp, mai mult pudrat cumva. Da, acesta nu.
Nu pot să zic că e pe gustul meu. Așa, mai avem două și am terminat. Următorul are un lichid ceva mai închis la culoare și se numește Bundles. Cred că așa zice, Bundles. Așa arată. Și apropo, am uitat să vă menționez de Mandler că ar fi un pic de tot asemănat cu Gris Chanel de la BDK. Așa am văzut pe Fragrantica. Nu am mirosit niciodată Gris Chanel, așa că, dar ca idee, ca să știți oarecum cu ce ar fi asemănat. Bun, continuăm cu acest Bundles care arată așa. Deci, vai, ăsta îmi place. E un parfum foarte, foarte interesant. Și în acesta simt ceva, un tutun dulce de data aceasta. Un tutun dulce, miros, condimentat. Acesta clar, clar din start m-a dus cu gândul la Al Haramain Amber Oud Tobacco Edition. Da, seamănă foarte mult cu cel de la Al Haramain pe care l-am eu. Și de asemenea este asemănat și cu Tom Ford Tobacco Vanille. Da, îmi place foarte mult, dar mi se pare că seamănă atât de mult cu Al Haramain încât, iarăși, nu aș avea nevoie de un parfum care e mult mai scump, exact cam cu același miros. Acesta, lăsat în 2021 și are în vârf cardamom, ghimbir, portocale, sângerie, rășine lemii, în mijloc vanilie de bourbon, rășină benzoică, în bază tutun, smirnă, tămâie, cacao, lemn de goiac, paciuli, papirus, vetiver și lichen. Da, acesta nu are listată nota de miere. Nici măcar, ba da, vanilie are. Dar cred că vanilia mai degrabă îl face să fie vanilia de bourbon. În combinație cu cacao îi dă acea tentă dulceagă. Tobacco Edition pe care l-am eu, știu că avea niște fructe uscate care mă duc cu gândul la miere. Da, foarte frumos, clar îmi place destul de mult. Este clar un parfum puternic în stil oriental. V-am zis, dacă vă place Tobacco Edition și Tabaco Vanille, clar o să vă placă și acest Bundles pentru că e cam prin aceeași zonă. Ok, persistență și SIAJ la fel, foarte, foarte bune, nu mai are rost să vă zic. Bun, și ultimul la fel are cea mai închisă culoare din ce am văzut și se numește Material și arată așa. Este și el unisex, zic ei. Deși mie mi se pare un pic parcă mai feminin acesta. Dar și acesta e destul de un dulce ambrat. Da, asta clar este un vanilat ambrat. Foarte interesant, chiar îmi place acesta la fel. Foarte puternic, cu personalitate, în stil oriental. Asta și cu cel de mai devreme, Bundles, mi se par foarte interesante. La fel și acesta, simt și în el o bază ceva mai grea. Ceva tămâios. Dar îmi place foarte mult că e o vanilie foarte frumoasă și simt o ambră puternică acolo. Da. Material lansat în 2021. Are în vârf paciuli și lemii. În mijloc vanilie de Madagascar, rășină benzoică. Iar în bază boabe tonka, tămâie, lemn de guaiac, labdanum, lemn de agar sau ud și osmantus. Da. Acesta, din ce am văzut pe Fragrantica, ar fi asemănat cu Grand Soir de la Maison Francis Gurgean. Din păcate nu am avut ocazia să-l testez pe acela. Mi-aș fi dorit foarte mult, dar acum că
am dat peste acest material de la Amouage, îmi dau seama că se cam situează în aceeași zonă și pot să zic că e frumos, îmi place. E clar un parfum de seară și acesta, am zis, puternic, oriental, foarte frumos, cu acele boabe tonka, tămâia, lemnul de agar, care clar îi dă o adâncime parfumului. Da, el practic nu are ambră, dar îți dă acel vibe de parfum puternic, vanilat, ambrat. Nici măcar nu pot să zic că simt prea mult acea notă de ud. Da, nu, mai degrabă aș zice că simt boabele tonka, simt vanilia, simt paciuli chiar. Da, foarte interesant și el. Îmi place, v-am zis cu ce este asemănat. Și da, acesta a fost ultimul. Concluzii. Dintre parfumurile mai florale, mai, așa, pot să zic că mi-a plăcut Honor și Sunshine și oarecum și, mă scuzați, Reflection a fost și el destul de interesant. Iar dintre cele mai grele, Boundless, pentru că seamănă cu Tom Ford Tobacco Vanille și Amberwood Tobacco Edition de la Al Haramain. Material, la fel că care seamănă cu Grand Soir. Mi-a plăcut și oarecum un pic de tot. Care am mai zis? Ashhor. Da, Ashhor, care am zis că e mai cremos așa, nu? Da. Și de la mi s-a părut interesant. Interesante parfumurile, v-am zis, grele, orientale, clar nu pe placul oricui. Da. Cutiuța acum pot să vă arăt că se închide magnetic. Foarte drăguță. Parfumurile sunt interesante, mă bucur că am avut ocazia să le testez, clar. Ce m-ar mai interesa de la ei și aș fi vrut să fie în aceste, dar din păcate acelea sunt separat. Mi-ar plăcea să testez și parfumurile din gama Love. Parcă aveau ceva parfumuri mai florale. Da, Blossom Love, Lilac Love, Tuberosa și Mimosa, parcă, da. De aceea, iarăși, aș fi destul de curioasă să le testez. Da, parcă le-am văzut și pe acelea pe Notino. Poate la un moment dat o să-mi comand, pentru că, clar, acestea nu sunt de luat blind, niciunul dintre ele, cel puțin. Cele pe care le-am testat astăzi, nu, niciunul dintre ele nu sunt de luat blind. Eventual, dacă, nu știu, știți că vă plac anumite parfumuri cu care sunt asociate, atunci da, dar rest, nu. Între timp mi-am comandat și sample kit sau cutiuța cu parfumuri din gama Love. Așa că am zis să inserez și să vă vorbesc rapid și despre ele. Cutiuța e drăguță, la fel tot magnetică. Și avem aici Lilac Love, Blossom Love, Love Tuberosa și Love Mimosa. Din start vă zic că preferatul meu e Blossom Love, clar, numărul 1 de aici. Îmi place cel mai și cel mai mult dintre toate. Am primit deja de ceva timp, cred că de vreo săptămână, le tot testez, așa că mi-am făcut o părere despre ele și nu e doar o primă impresie, ci știu clar că Blossom Love e pe primul loc pentru mine. Și da, tot de la Notino am luat aceste mostre, cred că au 2 ml, da, tot așa, 2 ml, de la Notino, tot așa cu reducere de 20%, cred, da. Mi-am dorit neapărat să le testez și pe acestea, pentru că de asta eram cel mai și cel mai curioasă. Bun, și o să încep cu Lilac Love, acesta de aici. Așa arată, în caz că vă întrebați. Da. Ce pot să zic? E frumos, îmi place și el. Lilac Love ar fi pentru mine pe locul 2, zic eu. E foarte interesant și el, dar să știți că nu este un
Parfum cu liliac la care v-ați aștepta nu este genul acela de floral în care simți liliacul, că, nu știu, eu asta îmi imaginez, lilac love, liliac, floral, nu știu, poate moscat sau lemnos, ceva pe acolo, dar nu este deloc așa. Se simte într-adevăr și liliacul destul de mult, dar se simte în același timp o parte dulce, gurmandă, pentru că din ce am văzut are cacao, are ceva dulce, vanilat în el, chiar boabe tonka, deci da, merge un pic mai mult în zona de dulce gurmand, așa-l văd eu. Și da, e o combinație foarte interesantă și nemai întâlnită pentru mine, liliac cu cacao. Da, foarte neobișnuit. E frumos, îmi place și el. V-am zis, e pe locul 2 pentru mine. E interesant, e și un pic pudrat, dar nu foarte, pentru că am văzut că are și ceva iris, parcă, dar mai mult este un floral dulce gurmand. Da, foarte interesant. Persistența lui, din ce am văzut, pe pielea mea, cred că aș zice cam 8-7-8 ore persistă, cam așa, și siajul mi se pare moderat, nu mi se pare nimic wow, cum este la următorul de care vă vorbesc imediat. Și anume Blossom Love, am zis deja că e preferatul meu și la ceea ce înseamnă miros. E într-adevăr cel mai frumos floral pe care l-am mirosit vreodată. Ai, simți în el, din ce am văzut, are floare de cireș și ylang ylang. E un pic și pudrat pentru că are heliotrop, dar are și el o combinație cu ceva un pic dulce gurmand, dar nu mi se pare la fel de gurmand ca Lilac Love, clar. Acesta, din ce am văzut, are o notă de amaretto, are vanilie, are și el boabe tonka, are ambră și de asemenea am văzut că are și o notă de piele întoarsă, care, da, ce pot să zic, o simt oarecum, clar. Dar se simte o piele foarte, foarte fină, nimic deranjant. Da, simt florile, cel mai frumos floral pe care l-am mirosit vreodată, ever, clar. Și se simte și acea notă de amaretto, că simți un fel de ceva alcoolic, dar alcoolic, adică un alcool scump, ceva în genul coniac sau mai știu ce. Da, mă rog, amaretto, nu mă pricep eu la băuturi din astea, dar da, se simte ceva, o băutură alcoolică scumpă în el, clar. Și pe o bază aceea, un pic de tot mai grea, dar nu este un parfum greu deloc. Dar dacă ai de, are o bază un pic mai grea, care mă gândesc eu că îl face să fie atât de persistent. Pentru că da, parfumul ăsta m-a uimit la persistență. Pe pielea mea persistă peste 10 ore. M-a uimit. Chiar și după ce m-am spălat, nu mai știu, am făcut duș sau... Da, încă se mai simțea, deci wow, m-a uimit. Și la fel și siajul e demențial în acesta, clar. Așa că v-am zis, pe locul 1, pentru că îmi place foarte mult mirosul lui, persistă și are și un siaj demențial. Bun, următorul este Love Tuberosa. Într-adevăr, acesta miroase a tuberoză și mi se pare destul de floral în comparație cu celelalte. Mi se pare... mult mai floral, deși, din ce am văzut, parcă avea și acesta o parte, avea vanilie și frișcă, da, are vanilie și frișcă, dar are tuberoză, are asomie, are gardenie, lemn de santal și da, se simte cremos, așa, da, asta clar este o tuberoză cremoasă, e foarte interesant și acesta. Și îl simt așa lemnos cumva. Îmi place și el, acesta clar e pe locul 3 pentru mine. Dar, nu știu, momentan parcă nu m-a convins la miros, pentru că, deși da, nu pot să zic că mai am ceva exact acesta, clar nu, dar mă duce cu gândul la genul de tuberoză, cum se găsește în Gucci Bloom sau în American Jasmine and Tuberose de la Avon.
Mă duce oarecum în acea zonă, dar nu e ca acela. Clar, e unic, se simte totuși că are ceva al lui. Dar, da, nu e genul de tuberoză, cum întâlnim, de exemplu, în My Way sau în Interdit de la Givenchy. Da, e tuberoza aceea mai elegantă, cumva așa mai, cum e în Gucci Bloom. E interesant, v-am zis, nu-mi displace, clar, pentru că mie îmi place în general tuberoza, dar parcă totuși nu m-a convins încă în momentul de față. Și persistența lui este și el, la el bunicică, cam 8 ore din ce am văzut, cam așa. Și se ajung cam tot așa, mediu spre mare, dar nu este la fel de mare ca la Blossom Love. Și ultim avem Love Mimosa, care îmi place cel mai puțin dintre toate. Într-adevăr, se simte foarte puternic acea mimosă. Simți flori galbene, dar simt cel mai mult mimosa în el, deși are parcă și ylang ylang. Da, și mie îmi place ylang ylang-ul, însă, da, cel mai și cel mai mult la acesta simt. Da, și nu v-am arătat Love Mimosa, așa arată, în sticla galbenă. Așa, după Love Tuberose, e în sticlă albă. Și Love, Lilac Love, sau nu, Blossom Love, e în sticlă roz pudrat. Foarte drăguțe ambalajele. Da, bun, revenim la Love Mimosa. Se simte într-adevăr că e un parfum floral, natural, ca și cum ți-ai scufunda nasul într-un buchet de mimose. Dar recunosc că nu prea m-a convins mirosul, nu e pe aleea mea, să zicem. Are mimos, ylang ylang, ceva pară. Deși nu pot să zic că îl simt fructat, nu, îl simt destul de floral și destul de pudrat în același timp. Da, e un floral galben pudrat, clar. Pentru că am văzut că are și iris, are și ceva violetă și heliotrop, deci da, e destul de pudrat, clar. Da. Interesant și el, dar nu mi-l aș lua în momentul de față. Persistența lui am văzut că și la ele cam tot așa, tot 8 ore și se ajută tot așa cam mediu. Da, bun, și cam astea a fost tot. Da, și cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că v-a plăcut acest video. Vă pup și ne revedem foarte curând la un nou video. Pa!